Bună ziua, dragii mei! Poetul Sorin Dumitrache a venit la Iași pentru a-și lansa unul din minunatele sale volume de poezie. Urmarea acestui fapt ne-a lăsat o minunată poezie și spune dumnealui așa: voi publica frânturi din versurile unei poete descoperite la Iași. Mie mi se pare fabulos, parcă mi-aș fi scris singur răspunsul. Și poezia începe așa. Așa începea o poezie de-a mea, să te întâlnesc la munte într-o vară, când vine vremea fânului de coasă, și atunci să te întreb întâia oară, tu câți ani ai? Te ești așa frumoasă. Și iată ce poezie răspuns primesc. Am ani doar acei pe care îi simți. Și dacă tu mă vezi așa frumoasă, o fi pentru că mă place, că îmi place să mă alinți cu rime și cu slova cea aleasă. Am ani doar acei pe care îi vezi când ți se face doră de armonie. Am doar atât cât ți-ar plăcea să crezi că m-ar putea preface în poezie. Am ani doar acei pe care-i vrei când ți se plimbă dorul pe la tâmple. Am vârsta vinului pe care-l bei când faci ca poezia să se întâmple. Am anii unui pom cu roade verzi, dar și a pomului cu fructe coapte. Am anii răsăritului ce-l vezi, dar și a stelelor ce râd în noapte. Și dacă iar mă întreb de ce-s frumoasă, deși trecut au anii peste mine, e fiindcă m-am simțit acum acasă și pentru că m-am regăsit în tine. Mulțumesc, dragii mei, aceasta a fost poezia autorului Sorin Dumitrache. Să aveți o zi minunată, plină de iubire. Pe curând!